Asta, pe bune, mă simt bătrân. Băi, dacă o să lipsesc cu următoarele 2-3 zile, să știți că răceala nu că m-a pus în cap. Nu mai știu ce cu mine mâncava jura voastră de azi noapte. Îs pe antibiotici, pe plicuri din alea. Mă duc la baie cu... Dar nu mai zic, nu mai zic. Mai bine asta. Nu mai zic, că n-are sens. Deci am febră, frisoane, din astea nu mai pot. Deci, vai de capul meu. Mi-era poftă de pâine cu margarină și cu gem. Asta e nebunia mea și cu ceaiul aici. Ideea este că vorbesc așa încet, că nu mai pot decât am astea, amigdalitele. Ce se mai mă, cred că sunt cât cana asta, în două am așa aici. Nu îmi spune, frate, că am aceeași boală și eu, cu ăsta știi prea bine că noi... Oricum, urmești și tu, mă, n-ai nimica. Dacă să știți, în caz de să dă iar dispărut, se duce așa, la mama, la el, la Andreea și mai departe. Toată lumea. Mai departe. Ideea e că azi noapte, nu când am închis un ochi, am stat așa, așa stăteam. Am plecat din camera, am lăsat-o pe Andreea să odihnească și eu mă uitam așa la televizor și nu mai puteam, frate, nu știam ce să iau. Am luat și din alea de sub și toate chestiile posibile. Ideea este că nu prea am așa un vibe extrem de wow încât să pot să fac nu știu ce, dar am zis, bă, hai să filmez ceva. Și cu siguranță cu toții știți filmul Singur Acasă, adică nu cred că este cineva că să nu-l știi de la mic la mare. Eu și acum la anime când îl dă la televizor tot mă uit, deși îl știu pe de rost, cred că știu și subtitrarea aia, pot să-l traduc eu. Fără să mai traducă ea la televizor, vreau să facem un quiz din ăsta în care răspundem la întrebări să vedem cât de bine știm filmul. Să răspundem la întrebări, vor fi întrebări din film. Uh-huh. Să vedem dacă îl cunoaștem așa bine după 30 de ani de văzut la televizor cum ar veni. Bă, eu nu prea mă uit la el. Eu m-am uitat la el odată când eram mic. Adică tu te-ai uitat la Singur Acasă numai odată, vrei să spui tu mie. Bă, l-am mai văzut așa, dar nu, pe mine nu mă sparge așa filmul, adică n-am... Nu-ți place? Mă, uiți... Dar nu l-am văzut de multe ori eu. Eu cred că când o să am și 50 de ani și o să am copii și o să dea la televizor, tot o să mă uit. Da, mă, e fain, dar nu, eu nu pot să... Are vibe-ul ăla lui, nu există Crăciun fără Singur Acasă, ești prost? Da, am problema asta, așa nu pot să mă uit la același lucru de 100 de ori. Nu? Eu mă uit odată și pa. Chiar nu vrei? Nu vreau, mă. Nu vrei, eu? Mănânc, să te faci bine. Ba da, asta e desertul copilăriei. Desertul copilăriei. Da, și după aia, cică mereu la stomacul, are bicică, am ca așa să feliu odată. Păi ce, bă? Vă trec, am una, atâta, gata, nu mai mănânc, cât că ăsta. Aia zic, dar e băgat de timp. Trebuie să mănânci așa frumos, nu facem bulzel. Îi dăm drumul, da? E atent. În filmul Singur Acasă... Kevin rămâne în casă, în timp ce familia lui pleacă în vacanță, la bunici, la Disneyland, la Paris, la New York. În filmul Singur Acasă. Ia zi. La New York. La New York? La Paris, prostule. Ia. Da. S-a uitat să vede. Cine îl vizitează pe Kevin de Crăciun? Hoții, mătușa lui, mama, prietenii. Mătușul meu. Bineînțeles că hoții, mă, boule, asta e clar. Deci ai și poz cu ei în spate acolo. Nu știu cine a făcut quizul ăsta, dar... Dar chiar că... Nu vreau să zic altceva. Ce își comandă Kevin că rămâne singur acasă? Ia să văd aici. Pizza cu brânză înghețată, prăjituri, sandwich. Și eu vă zic că mănâncă pizza, Kevin. Pizza, mă? Da. Nu înghețată, mă, când stă el în ăla și eu. Ha? Doi aia dă-i pe pizza, mă, dacă... Deci dacă e pizza și tu ai înghețat, ești prost, nu mai. Ești prost, nu mai zic. Am făcut prost de 6 ori, dar el mai înainte zicea că el s-a uitat. Om, fica, de 2 ori par, mă, uite, de 6 ori în decembrie, mă, uite. Și acum el e timp, nu mai știa. Am să vedem mai departe. Cum își primește Kevin noii musafir? Capcane la top, pasă Kevin să ascunde pentru că este frică, pregătește masa de Crăciun. Băi, el e și renumit pentru... Face capcane, o farsă din ăsta. Da. N-are cum să nu fie asta. El pune capcane acolo ca să scape de ei, înțelegi? Care treaba? Pentru cei care nu s-au uitat la film. Că nu sigur cred mai că e cineva. Nu e, mă, nimeni. Garantez, bat pariu. Bă, nu am auzit nimeni. Deci dacă găsesc un comentariu în care scrie eu nu m-am uitat... Aia, păi lasă la mișto acum, că ai zis tu. Nu e adevărat, lăsați-mă sincer acolo. Bă, și câinele meu s-a uitat, are televizor în garaj, s-a uitat la el. Ești prost? Unde merge Kevin la ajunul Crăciunului? La pescuit, unde la biserică, la cumpărături, la fotbal, stă acasă la teatru. Zi-mă, pe bune, asta e grea. Stat acasă, nu, la cumpărături, el nu avea bani, dacă mi-aduc aminte. S-a dus, m-a făcut și cumpărături când a venit cu sacoșile alea, s-au rupt. În magazin, da, singur. Da, s-a găsit cu moșul ăla, cu moșul ăla când a pus banii pe masă, și știi? Biserică. Dar eu zic la biserică, că după aia aș face el planul ăla lui de hau. Stai ca lumea. S-a știut. Dar vezi că erau amândouă variantele bune, vezi? N-am știut, înseamnă, da, mai. Dar nu contează, a fost bine. General, că noi le știam pe amândouă. Cine îl ajută pe Kevin? Pe Kevin. Moșu. Moșu, mă. Prietenii? Care moșu? Moșu vecinul, ăla cu lopata, da. Da.
Moșul, da? Moșul, nu? Păi da, vecin. Rău. Deci că e primară de la serbință. Da. Părinții erau plecați, prieteni, nu avea el acolo un hau. Ia să vedem. Cine sunt cei doi bărbați care îl necăjesc pe Kevin? Bandiții, mă. Bandiții, mă. Cine a făcut, mă, deci cuizul ăsta, mă, vecinii lui Kevin? Bandiții, bandiții, aici, da? Numai, e clară treaba. Următorul. Ce emoții îl cuprind pe Kevin? Păi stai așa, la ce, mă? La ce? În general, mă, în film, ce-l cuprinde? Foamea, ce-l cuprinde, păi, pe atent. Kevin? Îl cuprinde teama când vine aia acolo, da? E înfricoșat când mai are un pic și îl prinde aia acolo, dar scapă el până la urmă. Și la furii. Sfârșit, e fericit, da, e furii că... Cred că fără ăsta de mulțumiri, mă, eu zic. Ba da, dar la urmă, mă, frate, nu se întâlnește iar cu familia. Mie, mă, zici, dar nu vlog. Hei, eu, da, mă, prostule. Îi mulțumești că a venit înapoi după el. Păi ceva, le punem pe toate? Eu zic că toate valabile, nu știu de ce am impresia. Deci toate, da? Da, cred că trebuie să dai click numai pe una. Ei, ți-am zis, tu nu vrei mulțumiri, deci punct eu că tu n-ai vrut mulțumiri, ca să știi cum stăm. Cine o ajută pe mama lui Kevin să ajungă mai repede acasă? Familia, poliția, nimeni, o echipă de muzicanți. Băi, nu mai știu, parcă o echipă de muzicanți. Poliția niciun caz, familia nu că rămâne acolo. Da, numai ăsta... Nu, mă, ăsta, mă, cu muzicanții, mă, muzicanții, cred. Muzicanții, știu, s-au urcat într-o dubă din asta, da, da, da. Și cânta ăla de mi-a făcut capa ta, că el avea voci. Și băi, leu, ia. Da, mă, da. Suntem ca lumea tare de tot. Deci, mai aduc aminti totuși, nu-s chiar așa. Cine-și dă seama? Când, nu cine. Când scuze, străci și nu văd bine, de la gât și ochii mi se afectează. Nu știu dacă asta poate să fie scuze, dar hai să zicem. Când își dă seama mama că lipsește Kevin. În mașină, avion, la plimbare acasă. Ia să te vă răspunde. În avion. Ce în curmă, ce unde? În avion. În avion? Eu așa. Nu e în aeroport? Păi nu e. Variant, ești prost și tu? Tu ești mai prost. Eu zic, când avion, când a încercat să-i paseze ceva sau venise rândul, ia tată și ștergi. Când venise rândul, trebuia să-l împartă câte ceva la fiecare. Deci avion, da? Eu așa. Uite, vorgeam. Da, ia ce notă am la quizul ăsta. Complet na angdula. 10 din 10, da. Băi, fii atent, aici avem... Mam. Bă, asta se și vede că e mai mișto site-ul, că vă completeze ce vreau. Așa, tată, bravo, tată. Avem și gif-uri și mai multe, după cum vedeți. Avem întrebarea 1 din 20. Prima întrebare vine pe următor. Ceva cu... În ce an a fost lansat filmul? Eu zic că în 1990, 2010 în niciun caz, că e prea... 2010, nu, 86 parcă e prea, prea vechi. Mult, nu? Eu zic 2000, frate, că am impresia că s-a lansat după ce am fost eu născut și eu sunt născut. Hai, punem 2000, da? Da. Eu așa zic. Bun, dar ani trece la următoarea, cred că la final ne arată. Câți ani avea Kevin, nebunul? McAllister, câți ani avea în film? Bă, eu zic... Eu zic că avea undeva la 8 ani. Tu? 22 în niciun caz. Cine a pus? Eu zic 7. Păi și cum facem acum? Pune acolo și vedem una la tu, urmă. Una tu, una eu? Da, mă, da, mergem așa? Vedem la urmă. Eu zic 8, frate. Am mers pe 8 eu. Unde locuiește familia McAllister? Unde locuia în New York? Chicago, Los Angeles... Unde? Eu zic că în Chicago, zic eu. Și tot Chicago. Cred că e New York, sau acolo se duce el. Știu că avea, nu era un episod în care plecau ei în New York? Da, da, pierdut în New York, ceva de genul. Lost în New York, deci n-are sens să zici New York, că nu stai acolo. Deci punem amândoi pe Chicago? Zic, hai să vedem. Chicago, eu zic Chicago. Hai, vedem noi la urmă ce am făcut. Deci întrebarea numărul 4. Ia câte zi. Pizza au comandat familia McAllister la ceai? La ceai? Da. Ah, cred că se referă atunci la masă când stăteau ei, știi? Toții, nu. Da, 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 când au stat cu toții înainte să plece, cred că. Aici erau nu mulți, știu, mă, frate, asta e la nimereală. Eu zic undeva la 8, 100 în niciun caz. 8 sau 10, dar nu-mi dau păi seama. Păi ce zici tu, ce punem? 10? Eu zic 10. Ce fel de pizza a comandat Kevin? Kevin, mamă, ce mânca, mâncați așa. E tare asta, vezi că e mai mișto? E mai mișto super, întrebările. E super în detaliu așa, dacă vă uitați. Ori extra pepperoni, ori plain cheese. Eu zic hawaiană. Hawaiiană? Nu, ciocolată cu marshmallow. Dar ce mă, e pizza cu ciocolată și cu marshmallow? Eu zic extra pepperoni. Hai, îmi dau pasta. Nu știu, așa am mai departe. Întrebarea 6, care era numele fratelui lui Kevin? Cred că bunoxiu ăla, cred că înseamnă ceva enervant sau ceva, nu știu. Oricum, aș știu că avea un frate din ăsta care era rău cu el. Ăsta-i, din spate, care face cu alea, așa. Pe ele? Da. Okay. Baza îl cheamă. Baza, așa știu și eu. Yeah. Cum îl cheamă pe verișorul lui Kevin, îl avem și aici. Mama aici, nu știu. Brian? Nu mai știu. Fuller? Kit sau Fuller? Kit, nu știu, habar nu. Hai, punem pe primul, da? Kit. Bun, mergem mai departe. Fost la ghici asta. De ce întârzi familia lui Kevin la aeroport? Prima este că din cauza unei furtuni s-a întrerupt curentul și de ei au adormit. Nu. N-are treabă.
Au uitat să-și seteze alarma. Cred că asta e. Da, dar vezi că și aici următoarea, că au crezut că e într-o zi diferită. Așa? Sau erau prea obosiți, ultima variantă. Eu zic asta cu alarma, frate. Zici că au uitat să-și seteze alarma? Eu zic că era cealaltă. Asta? Da, cu au crezut că e Hai, într-o bine, altă mă, zi. Hai bine, mă punem pasa cu ziua și o țin minte. Sunt asta cu alarma, okay. Sper să țin minte. Mergem mai departe. Când realizează mama lui Kevin că acesta lipsește de sărbători. La sfârșitul călătoriei din Paris, în taxi către aeroport, în timpul zborului către Paris. Asta zic eu că e. Deja oricum am stabilit că asta e de la celălalt quiz. Ești de acord quiz. Sau? Da, asta, păi da? Știam. Da, da. Hai, mergem mai departe și mai are rost. Da. Ce lucru împrumută? Adică împrumută Ciordales? Kevin de la farmacie. Așa, aftershave în niciun cap. Nu. Un săpun, nu. O peruță de dinți. O pung de cepturi? Eu zic că asta, o peruță de dinți. O peruță de dinți, zici tu? Ce zici? Păi dacă mă uit aici, ăsta în giful așa pare. Păi asta e, că arată dinți. Că pune o peruță de dinți, adică mi se pare mură în gură. Da. Asta, nu? Rămâne, da, peruță de dinți. Deja trecem la întrebare din singura casă 2. Deja, pierdut da. Pierdut în New York. Care dintre următorii președinți ai Statelor Unite își face apariția în Home Alone 2? Știi toată lumea, Donald Trump, George Bush, Obama. Care ăsta, era? Donald Trump, nu? Frate. Da. Dar vezi că eu atunci când mă uitam la ăsta, da, la film, când eram mai mic, habar n-aveam. Acum, când a fost el președinte, am păi început să fac că, legătura. Da, bine, că el sincer. Abia mai apăruseră, cred că, pe niște Probabil, chestii da, de astea, așa. Nu știu. Cum îi cheamă pe spărgători? Pe spărgători? Harry și Marv. Harry and Marv, n-ai cum să-i urci. Eu auzi Rick and Morty. Rick and Morty, l-a schimbat canalul. Cum numesc spărgătorii casa familiei McAllister? Peștele argintiu, argintiu, nu? De argint, ceva, da. Nu știu exact. Al doilea e peștiul, peștiul de aur, delfinul albastru și rechinul negru. Bă, nu știu aici, eu zic mă că crezi? Peștiul de aur, că, adică așa are sens. Ar avea te sens, dar comoara, au, ca asta, da, exact, nu? Aur, cu tare. Așa, nu știu, asta e din intuiții mai mult, nu că nicio, nu, știu nu mai știu. Habar n-am, numai, asta chiar nu mi-aduc aminte de tare. Chiar asta. Nu mai știu. E prea, prea mult. Dăm pe ăsta? Da. Hai bine. În timpul filmului, Kevin are o replică în care spune: asta este casa mea, așa că trebuie să ordoneze, să facă deranj la a doua, a treia să o apere și a patra să spele, să aibă grijă să spele rufele, gen așa. Da. Eu zic că trei, îți dai seama, să o apere, nu? Asta, să o apere, așa. Bineînțeles, se referea la spărgători. Da, hai, dăm pe asta. Mereu am crezut că la desenatel, dar pun pariu că în viața reală e făcut de regizor, aia nu că la statel cred că să-l deseneze la anii aia să facă asta. Cum își protejează Kevin casa? Își încuie fiecare ușă din casă, se îmbracă ca un câine periculos, își plantează diferite capcane prin casă, da. Și închide luminile. A, închide toate luminile, a? Da, trei, bineînțeles. Asta mă, să faci un câine periculos. Să îmbrac într-un câine. Numai asta, a treia. Treia, mă, frate, pune capcanic, știm prea bine pune că asta era talentul lui. Pune și toate astea, da. Care este numele filmului de tip gangster? La care se uită el, nu? Că stă în fotor acolo. Say Hello to the Mob. Mama, Gangster aici, Run știu. This Town, Angels with Filthy Souls. Nu știu niciunul din filmele astea seriale sau ce-or fi. Eu zic trei, Angels with Filthy Hai, Souls. Hai, mă, punem asta. Ce zici tu? Da, al treia, da? Țin minte parcă replica asta cu Filthy Souls, nu mai știu. Bine, gata, frate, am dat, am pus. Ce îi lovește pe spărgători în față când urcă scările ca să-l prinde pe Kevin? Un skateboard, o pisică, un borcan de la cu de vopsea? Da? Sau un fidget spinner, nu? Un borcanul de vopsea ăsta, pe Ken ăsta. Da. Ce se tărește pe fața lui Mark? A, știm cu toții că e Big Tarantula, adică Paianjen din ăsta mare, nu? Big Tarantula. Deci nu mai citim pe ăla, Kevin, pisică și ăsta nu știu ce, An... Furnică. An, a, furnică, nu știu ce zice. Deci ăsta-i. Da. Care este numele bătrânului care salvează ziua? Eu zic Martin. Marley ăsta, zic eu. Marley? Da. Pune Marley. Hai, punem așa, da? Eu zic Martin. L-am pus pe ăsta ultimul. Filmul Singur Acasă este difuzat la televiziunile polonezi în fiecare Crăciun, adevărat sau fals? Cred că e adevărat, nu știu, nu mă uit la televiziunile polonezi, dar știu că la noi în România sigur, e. Sigur se dă. Eu zic că e fals. Eu zic că e adevărat. Tu că zici? Nu zici? Pun adevărat, da? Da. Acum o luăm de la început ca să înțelegeți, ne arată unde am greșit sau unde am zis corect. Exact, dar facem recapitulare, dar trecem repede să vedem ce am răspuns și noi că suntem curioși. Deci aici am zis în 2000 și era 1990, cum am tu zis eu. Zis bine. Deci am zis bine aici. Mergem mai jos aici, 8 ani, am zis tot eu. 7. Da, deci am zis bine. Da. Aici ați vede ce s-a uitat mai bine, dar asta să vedem până la capăt. Mai jos, în Chicago, am zis amândoi. Mergem mai jos,
10 pizza. 8. Da, tu eu am zis 8. 8, tu ai zis 10. Da. Așa. Bun. Mergem aici. Uite, frate, eu ce și-a luat, mă, nebunul? Dar eu eram între astea două, dacă ți-aș aminte. Nu ne-am mâncat din asta el nebunul. Știu că era pizza cu brânze. Hai să vedem mai jos. Bun, Basil îl chema pe fracția. Da, asta știm cu toții că îl chema așa. Hai să vedem cum îl chema pe ăsta. Fuller, nu mai știu cum am decis aici. Și cred că am zis, frate. Da, eram am între, zis amândoi. Între ăsta sau ăla. Parcă amândoi am spus și la un moment dat, hai că îl punem pe ăsta. Bă, am greșit? Da. O furtună cauzează întrerupere de asta de curent și nu mai avea o alarmă, gen. Aici asta știam am... că e în timpul zborului și-a dat seama Kevin nu e cu da. Ei. Aici cu perița de dinți și-a luat de la farmacie sau unde aici. Era el aici, nu mai știu, habar n-am. Mergem mai jos, aici Donald Trump știa și Pablo. Ăsta știam cum îi cheamă pe spărgători. Bun. Mai... The Silver Tuna, îi zicea omul acasă. The Silver Tuna? Da. Parcă nu se potrivește, da, nu mai bine așa cu aur, da. Ăsta avea și dintele astea de aur, da. Știi, când stele da. Nu și acolo și oglindea mereu. Bam, oglindea așa, da. Hai să vedem mai departe. Mamă, mă curmuci în continuu, cred că nu mai așa am stat pe video cu mâna la nas. Posibil. Mergem mai departe, da? Da. Hai să vedem aici, mamă, am crezut că o greșim și pe asta. Era păi asta așa păra, nu? S-a dus ca să, asta trebuia să facă. Era ia să vedem cu planul aici. Au pus capcane. A, da, asta că asta punea în casă capcane. Ia să vedem aici. Aici l-am găsit, a ghicit fraierul cu filmul ăsta. Am ținut minte replica aia din film. E replica fix asta. Nu știu cum să-i goodbye you filthy soul sau ceva, nu știu, o chestie. Nu, ceva cu, nu știu, Merry cu filthy, Christmas. Merry Christmas, filthy the animal sau nu știu. Mă rog, o eu chestie. Cu engleza mea, ați înțeles voi, dar știu că eu din asta. Și de acolo am ținut minte. Ia să vedem mai jos. Da, mă, asta ce l-a lovit pe hoț, cu vopseaua aia, când îi dă pe scări, sparge capul net. Ia să vedem. Aici ce punea pe față, am răspuns corect cu tarantula. Ultima, că am nimerit, mă. Am zis-o la mișto pe asta, mă, crezi? Și ultima... Ți-am zis că da, e adevărat. Că e adevărat că se dă... Bănuiesc că îl difuzează în foarte multe țări. Cred că în multe, multe țări, îți dai seama, îl difuzează. Dați energia acolo în comentariu și like-uri să-mi iau energia de la voi, să-mi revin repede. Știți că nu mă dau înapoi, adică vedeți, cu tot cu frisoare, temperatură, ceaiuri, pastile și ce mai am, încă cu ultimele puteri încerc să fac ceva, atâta cât pot și eu cu energia mea. Nu ne dăm în spate, nu e problemă de asta. Da, când ne-o dă de tot, na, adică peste puterile noastre să ne ridicăm din pat. Și prea bine că nu, asta zic. Nu te joci și o să înțeleg și ei mai târziu lucrurile astea așa. Da, mă, ideea e că noi până nu ne punem în cap de tot, nu ne mai dăm am băieți spate. Care mă ceartă că eu n-am mai postat de 10 zile, dar o să vină momentul când o să înțeleagă de ce nu postez, dar... Ei, stai liniștit, doamne, că și eu când mai lipsesc așa și vin și le spun în sensul că, bă, băieți, am avut ceva treabă în alta, sunt unii care mi zic, băi, bă, Dane, dar nu te mai plângi numai asta. De acum nu mai dau nicio explicație și na, cine vrea să accepte, acceptă și cine vrea să înțeleagă, o să înțeleagă. Cei care sunt mai mari știu că nu, trebuie să mă repet iar cu vârsta, cu ăstea, că avem și altceva în afară de YouTube, tâcâie, dar cine mai mare înțelege. Mai am și probleme care trebuie să rezolvate tot din noi. Stau să vorbim pe internet tot ce se întâmplă în viața noastră. Până la urmă, canalele noastre nu sunt de asta, sunt de cu totul alte... alt gen, adică alt conținut da. Și mă rog, dar nu-mi place să ne victimizăm aici, să ne plângem, să ne asta, noi suntem obișnuiți să venim să râdem, să ne furăm da. Între noi, să... bine, el mai mult, și să vă facem să râdeți, știți cum e, știți care e treaba pe da, canalul cine, cine vrea să înțeleagă, înțelege, sunt sigur, de asta vă pup și sper să ne vedem la următorul vlog, să revin cum trebuie, că azi noapte n-am dormit, o secundă n-am dormit, sper în seara asta să nu mi-o dea mai tare, că nu e ce trebuie, sunt antibiotici, peste uite, nu mai zic. Gata că ajung aici. Vă pup și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa! Ciao!